Haideți să trecem la ordinea de zi. După cum puteți vedea, avem destul de mulți invitați și n-am vrea să-i lăsăm să aștepte. În baza dispoziției primarului Comunei Măgura, județul Bacău, numărul 147 din 12-12-2019, se convoacă ședința ordinară a Consiliului Local din data de 20-12, ora 14, cu următoarea ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pășuni aflate pe teritoriul Comunei Măgura Bacău, inițiator primar Păstraș Iordache. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020 în Comuna Măgura, județul Bacău, inițiator primar Păstraș Iordache. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului operativ de acțiune pentru combaterea înzăpezirii poleiului și a gheții pe drumurile comunale și sătești pe raza administrativ-teritorială a Comunei Măgura, județul Bacău, în iarna 2019-2020, inițiator primar Păstraș Iordache. Proiect de hotărâre privind instituirea unui drept legal de uz și servitute în favoarea SC Delgaz Grid SA pentru suprafață de 11 metri pătrați din domeniul public al Comunii Măgura, județul Bacău, pentru lucrarea de realizare condiții de coexistență pentru instalarea de stâlpi a unei rețele de telecomunicații realizate fibră optică, Comuna Măgura, județul Bacău, inițiator primar Păstraș Iordache. Proiect de hotărâre privind înființarea organigrama și numărul personal al serviciului voluntar pentru situații de urgență de tip V1 prin reorganizarea serviciului din categoria V1 al Comunei Măgura, județul Bacău, inițiator primar Păstraș Iordache. Discuții și interpelări. Din câte am înțeles, avem și niște proiecte suplimentare pe ordinea de zi. Supunem prima dată partea care o avem. O să supunem suspendare. Păi așa e normal. Ascultați-mă, nu v-ați înscris. Vă rog frumos să citiți regulamentul privind funcționarea Consiliului Local. Vă înscrieți la cuvânt. O să citim proiectele suplimentare, după care o să spunem la vot ordinea de zi și cele suplimentare. În primul rând, pentru proiectele înscrise pe ordinea de zi, convocare inițială, avem toate documentele pentru a fi înscrise pe ordinea de zi, inclusiv rapoartele comisiilor care sunt consultate de favorabile. Iar cele patru proiecte de hotărâri care sunt suplimentare sunt următoarele. Unul dintre ele, care este mai spus, l-ați primit și pe mail pe data de 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului strategiei de dezvoltare a serviciului de salubritate a județului Bacău. Este primul proiect suplimentar. Al doilea este validarea dispoziției primarului Comunei Măgura 153 de 17-12-2019 privind rectificarea numărul 8 a bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Măgura județul Bacău pe anul 2019. Proiectul numărul 3 suplimentar este rectificarea numărul 9 a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Comunei Măgura. Și ultimul proiect suplimentar care a venit astăzi de la ADIS, solicitarea pe data de 20, privind modificarea contribuției la economia circulantă pentru deșeurile municipale, deșeurile din construcții și desfințări și destinate a fi eliminate prin depozitare pentru anul 2020. Inclusiv pentru aceste patru proiecte de hotărâri avem referat de aprobare
rapoartele de specialitate și avizele consultative ale comisiilor Consiliului Local. Le-ați avut și dumneavoastră, trei dintre ele date la ședința de comisii, unul transmis pe mail. Domnul președinte, prima dată ordinea de zi. Haideți, vă supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Abțineri? Domnul Trestea, vă abținere. Și menționez de ce mă abțin. Pentru suplimentare. Întâi să pune ordinea de zi. După aia am supus la vot ordinea de zi. N-am supus proiectele suplimentare. Pentru ordinea de ce sunt de acord. Ceea ce am spus de ordinea de zi. Deci sunt de acord. Deci, domnule primar, de la un om cu experiența dumneavoastră avem pretenții să se știe regulamentul Consiliului Local. Da, eu îl știu. Împotrivă? Nu, deci până la urmă, 14 pentru ordinea de zi, da? Da. Supun la vot aprobarea suplimentară. Cine este pentru? Abține? Cine se abține la suplimentarea ordinei de zi? Deci 12 pentru și 2 abține până talaj și produsul ăsta. Prin urmare, au trecut toate proiectele de hotărâre. O să avem un ordine de zi cu 10 proiecte de hotărâre. Înainte de a începe, v-aș propune, având în vedere că avem mai mulți invitați, aș propune să ne auzim și doleanța din urmă. Poate faci un pic bine, ești în sală, domnul președinte. Și să se prezinte. Vă rog frumos să vă prezentați. Eu sunt un grup de locatare comune în Moldura. Primul debat pe platou de la Metal Bac din Sfoarte, George Balcan, mă numesc. George Balcan. Am notat. Sigur, Bornel. La fel, tot acolo, Bornel. Da. Vlădeanu Rădica din Bolivia. Vlădeanu și mai cum? Rădica. Rădica. Da. Domnul? Mocanu sau... Mocanu. Mocanu sau... La mine puteți trece Popa Daniel. Deci noi trecem? Nadia, strada Polina. Da. Nadia. Da. Polina. Da. Polina Măgurii? Polina Măgurii. Da. Domnul, da. În spate? Bogdan Anton. Câte Da, sunteți plini? Imediat, sunt în ședință. Mănișorul s-a ales. Mulțumim pentru faptul că ne-ați acceptat să fim prezenți astăzi și nu am vrea să vă rupem foarte mult din timpul dumneavoastră, care știm că este prețios, însă am vrea să vă supunem atenție câteva aspecte și dacă se poate să ne dați și câteva soluții cu privire la situația de fapt din cartierul unde locuim fiecare dintre noi. Și anume, în ultima perioadă de timp au avut lucrări de extindere a rețelei de electrificare din zonă. După terminarea lucrărilor, în momentul de față, drumul a fost aproape impracticabil și am solicitat domnului primar și domnului viceprimar să intervenim cu reabilitarea, de fapt, a carosabilului, să-i spunem așa. Doi, faptul că nu ne putem raporta la rețeală este o altă problemă. Trei, iluminatul stradal, lipsa iluminatului stradal. Pentru o realitate, da? Deci nu știu dacă cunoașteți aspecte, ne pare rău că nu este un reprezentant de la poliția locală, respectiv poliția primăriei Măgura, să vi se aducă la cunoștință câte spargeri au avut loc în ultima perioadă, anul acesta, furturi din autoturisme, spargeri de autoturisme, datorită faptului că nu există iluminat în zonă. Aveți o soluție, am văzut că ați publicat undeva recent finalizarea lucrării, este prevăzut și iluminatul stradal, când am făcut astfel de acțiune, în vederea finalizării celor întreprinse.
în urmă privată. Și dacă este posibil să veniți în zonă în perioada în care plouă sau după ce plouă, chiar și în momentul de față. Vă punem noi la dispoziție câteva scaune să stați în ordine. Mulțumim pentru posibilitate. Da. Care să o luăm în ordine. Reabilitarea drumurilor am acționat atât cât s-a făcut acolo, chiar de curând, zilele trecute. Pe drumul, pe atelierului locuiesc dumneavoastră? Da, pe atelier. O parte dintre noi pe atelier. Așa, pe atelierul, pe poligon, noi chiar s-a acționat. Atelierul nu vine până la capăt, să știți. Da, pe drumul principal, adevărat că la dumneavoastră drumurile nu sunt într-o stare foarte bună și datorită faptului că se construiește foarte mult în zonă. Se construiește, se mai trag de serie, să mai se intră cu utilaje și cu mașinuri, adică se fac săpături. Adevărat, nu e loc confortabil. Am încercat pe cât am putut, acum am sfârșit de să înducem un pic situația, am mai pus ceva palatru, ceva sol din zonă pe acolo. Sperăm noi că am cât de cât am mai adevărat situația. Vis-a-vis de un alt public și de rețeaua care tocmai s-a finalizat, dar este finalizată, este făcută și recepție. Finalul este dat în exploatare. Foarte mulți dintre dumneavoastră au înțeles că ați făcut demersul la Evon pentru realizarea branșamentului de care aveți atâta nevoie. Văd că sunteți în număr destul de mare. Deși se spunea că acolo nu prea există populație, nu prea populată zona. Vis-a-vis de iluminatul public, în ședința de luni am la rectificarea bugetului local am prevăzut o sumă pentru realizarea acestei investiții de dotarea 70 de stâlpi, pentru că 70 sunt acolo, cu 70 de lămpi de iluminat. Nu am reușit atunci. Probabil domnii consilieri vă pot spune mai multe, dacă au ceva de spus, nu au fost de acord parte din ei. Eu am repun astăzi pe ordinea de zi, la ședința de astăzi, acest proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local cu aceeași propunere, pentru că mi se pare normal ca și dumneavoastră să beneficiați de confort. Ferința mea, del gazul sau, mă rog, de onul, ca să rămâneți în varianta veche, e onul, nu instalează lămpi de iluminat. A fost prevăzut în proiectare, a fost prevăzută instalarea rețelei de iluminat public, dar nu și alături. Rămâne stația noastră să achiziționăm și să montăm corpul de iluminat. Și acum v-am spus, am prevăzut sumele, acum rămâne ca dumneavoastră consilierii locali. Consiliul local să-și aprobe această investiție. Și cred că domnule consilier, se aprobă această solicitare a noastră până la urmă. S-a înscris la cuvânt, domnule Chitic, vă rog, domn Chitic, domn Talal, domn Răzvan, domn Lucian. În primul rând, stimați colegi, stimați invitați, mă bucur să văd că sunteți organizați. Dar aș avea o rugăminte și o recomandare la dumneavoastră. Când aveți câte o problemă care vă arde, 2-3 desemnați să vină încoace în ședință, domnilor. 2-3, nu trebuie să veniți toți. 2-3, care să vă reprezinte interesele și să vă prezinte realitatea din Consiliul Local. Eu, de exemplu, acum nu pot decât să încerc scuze în numele Consiliului Local. Să zic, în calitate de consilier mai bătrân, să zic așa. Pentru că este inadmisibil ce vi s-a întâmplat. Deci nu este corect. Nu este corect. Vă rog să vă trimiteți oameni la ședință, pentru că la anul vor veni să vă ceară voturi. Dumneavoastră trebuie să știți exact ce se întâmplă în Consiliu. Și nu trebuie să ne mulțumiți că ați venit în ședință. Este lege. Puteți veni la orice ședință. Este lege. Conform legii dumneavoastră puteți veni în ședință. La orice ordine de zi. Mai ales că acum sunt mijloace de a fi informați. Ce se discută și așa mai departe. Deci, încă o dată, eu în cerere tare că s-a ajuns la situația asta, în ceea ce mă privește, nu am putut participa la ședință. Am avut serviciu de așa natură. Dar fac apel la înțelepciunea colegilor mei să lăsăm orgoliile și eu știu ce alte interese și să-i dăm drumul la treabă. Comuna așa crește, atrăgându-i. Așa, dacă le punem piedici la fiecare pas, n-am făcut nimic. Mulțumesc. Domnul
Da, eu aș... Vă rog, pe scurt, din nou, nu s-a început ședința, vă rog să, să scurtăm un pic... Trebuie să faceți asta înainte să vorbească lui Bună. Nu, acum, că vorbesc. Mulțumesc. Da. Am înțeles să vorbesc dumneavoastră. Aș vrea să știu de ce nu se fac branșa, asta e în prima fază, iar dacă tot discutăm de ce nu s-a votat, ca să nu se legat de buget și legat de rectificarea, nu știu, numărul 6 sau 7, v-am rugat de 8, v-am rugat să... Mulțumesc. V-am rugat să puneți sumele de fapt, fiecare pentru fiecare investiție, când faceți rectificare, nu să le aduceți pe toate la loc, pentru că eu, de exemplu, vreau să votez lumina pentru dâns și nu vreau să votez altă sumă. Dumneavoastră le puneți pe toate ca să aveți, nu știu, două, trei sume care, poate eu nu sunt de acord cu ele. Și când se votează rectificarea, se votează total. Deci aici este problema. Eu n-am fost la ședință pentru că am venit, am solicitat să fie două doamne care nici astăzi m-a promis că vin doamnele aici de la financiar și așa și m-a spus că ședința asta de asta pentru că nu au fost și eu n-am fost la ședință și n-am votat. Dar colegii mei nu au votat împotriva care au fost sau s-au obținut împotriva să se tragă curent. Colegii mei care s-au obținut pentru că erau foarte multe sume de rectificat, au fost de acord cu unele, au depus un amendament la cele... Când nu se poate rectifica un buget, pe plus, am primit sume din cote defalcate, 1.330 de milioane, cred, care au venit în bugetul local, deci să rectificăm pe plus. Am găsit de cuvință să împărțim bani așa. Am pus 420 de milioane pentru rețeaua dumneavoastră în Metalbank. 420 de milioane pentru gaze în dealul mare și Crihan. Tradiții populare și organizarea pomului de Crăciun pentru copii la școală. Dumneavoastră știți că copiii de la Lăbura n-au primit nici la ora asta cadouri de Crăciun, au plecat acasă. Și v-ați trebuit să-mi spuneți că nu vă convine ce am pus în, în proiectul de hotărâri și posibil așa ceva. V-am spus că nu am fost, da? Mi-ați avut interes, ați venit la ședință și ați plecat, domnule. Nu, domn primar, pentru că eu v-am rugat să, în primul rând, păi să înțeleg că ați venit numai să vă întâlniți cu doamne sau ați venit să dezbatem problemele comunii, nu? Am venit pentru că tot o problemă legată de impozitele. Dacă tot vorbim, domnule, nu vreau să fac nimic pe rând așa. Considerați dumneavoastră, considerați dumneavoastră că ceea ce ați venit la radio aici nu sunt lucruri clare și concrete, serioase, luat în seamă, sau despre ce vorbești. Iar chestia aia cu iluminatul a fost acum... Când au fost? 16? Luni. Da, nu, luni. 16 au fost ședința, adică până acum... Da, 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 mai pe loc undeva la ore mai târzi, pentru că o mare parte dintre noi suntem și noi la servicii, nu avem această oportunitate de a fi prezenți de fiecare dată. O dată la 2-3 săptămâni putem veni, unii dintre noi, să reprezentăm grupul de locatari din zonă. Și noi avem serviciu și de să știți că și noi avem servicii, lucrăm poate la sute de kilometri de casă, astfel încât să venim undeva la... Eu cred că suntem buni contribuabili. Nu cred că a venit cineva să construiască sau să facă ceva ilegal. Mulți dintre noi suntem ca și dumneavoastră mutați. Să știți că sunt multe oportunități de a se dezvolta zona. Foarte mult. Așa cum noi avem nevoie de curent, alții au nevoie, cum spunea și domnul primar, de gaze, alții canalizare și așa mai departe. Să știți, sunt multe zone unde sunt proprietăți, proprietari care nu-și curăță proprietățile și tot. Nu se face chiar nimic în zona respectivă. Sunt case de locuit, ieșim undeva și dăm în... Sincer să vă zic, am început un plan urbanistic, zona doar pentru zona aia, să vedem cum să dezvoltăm în legat de subiectul dumneavoastră, Răzvan, ai cuvântul pe scurt, te rog. Dacă se poate să ne dați o soluție, da? Să ne spuneți, se face ceva, când se face și care ar fi termenul de finalizare. Știu că durează și achizițiile, se fac în baza unui plan de achiziție, pe licitații și așa mai departe, dar vă rugăm.
Dacă se poate să ne dați o soluție. Ați întrebat Consiliul Local. În calitate de președinte de ședință, eu trebuie să manageriez toată, tot haosul ăsta. Din cauza asta, dau cuvântul. Vă rog să vă înscrieți și dumneavoastră cuvânt ca să putem să... Ai spus. Să păstrăm ordinea, Răzvan? Da, mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, stimați invitați. Am fost prezent luni în cadrul ședinței extraordinare, unde am susținut proiectul pentru rectificarea cu toate punctele, pentru iluminatul public. Deși nu știam la fața locului, dar din spusele celor care au fost pe teren, într-adevăr, deservește foarte multe familii acolo, iluminatul public deservește foarte multe familii. Și după aceea, bineînțeles, după ce n-a trecut proiectul, am mers în zonă. Într-adevăr, situația drumurilor este dezastruoasă, chiar foarte rea față de zonele Soudol-Prihan, care nici acolo s-a mai impus niște balast. Cu privire la iluminatul public, și astăzi o să-l susțin și rog și colegi, nu o să vorbesc în numele colegilor mei care n-au fost de acord, eu zic să... Fiind de acord cu tot ce este bun pentru comuna noastră, să lăsăm la o parte orice discuție, pentru că dacă ne atingem de fiecare virgulă din proiectul de hotărâre, tot timpul vom găsi, nu știu, hopuri, bariere și așa mai departe. Mulțumesc, domnule președinte. Care sunt motivele pentru care s-au opus? Vă lăsați să și la cuvânt și vă văd o răspuns imediat. Consiliul Local Măgura a aprobat anul trecut, de fapt, acum 2 ani de zile, un studiu de fezabilitate pentru reabilitarea iluminatului public în toată comuna Măgura. Și este un proiect care este aprobat în Consiliul Local. Doar că necesită bugetar. La ședința trecută ordinară, eu am propus un amendament. Și am zis în felul următor. Propun ca iluminatul, când se face proiectul în toată comuna, să facă și o zonare calvac cu... Dar, ideea e în felul următor. Pentru că și acum, cum e proiectul în situația actuală, este puțin greșit. Este o zonă care mi-a rămas locuită și necesită iluminat public, și este o zonă care duce spre Bogdan, care trece prin câmp, greșesc. Nu e o zonă care duce, în care nu este iluminat, care nu necesită iluminat public. Și nu este Bogdan. Dar ce este? Cine este Bogdan și unde duce? Care duce spre Hală. Sunt case. Sunt case. Deci peste tot este toată zona locuită? Cine este Bogdan? Nu este Bogdan. Nu, dar nu Adrian. Fi o singură casă acolo, domnule. Trebuie să fie 100 de case. S-a propus ca tot iluminatul să facă până studiul de fezabilitate care nu l-am aprobat. S-a dorit un proiect prin care să plătim în rate tot iluminatul public în comun. Pentru că și fața porții, și fața porții Suren, bine, noi nu fim încriat o zonă fără gaz, fără apă, fără asfalt. Și iluminatul public este pus pe banii mei. Acum nu înseamnă că în comună fiecare trebuie să-și pună. Clar. Știți că și gazele sunt făcute pe bani moși? Știu. În Metalbac tot e făcut pe bani moși. Știu. Ca să-i spun domnului cum a fost gândirea. Deci a fost o propunere să facă totul odată. Astăzi este pus în ordinea de zi aprobarea, că am mutat cu bugetul, se pună bănuții, se vor pune și se va rezolva investiția. Orică nu a fost domnul este vine, sunt 40 diferențe. Domnul Peroșcu, pot să vă dau eu o răspuns? Știți care este diferența? Dar nu v-am de astăzi nu mai lucrează trezoreria. Cum mai plătim noi duciuri la copii? Cum mai plătim noi ce mai avem de plătit? De asta știți lucrurile astea? Ați luat în calcul lucrurile astea. V-ați ținut în mod deosebit să nu treacă investiția la oamenii ăștia acolo. Ați spus răspuns și de ce. Vă rog frumos, ați spus răspuns și de ce nu sunt de acord să facem. De ce nu sunt de acord să facem un proiect mare să prindem și la Pirtelor? Pentru că acolo avem o investiție deja aprobată. Avem indicatori, avem toate demersurile făcute pentru 7 corpuri din luna. Ar trebui să revenim asupra hotărârii, să o reluăm de la capăt. Să punem 770 de corpuri de iluminat. Care e problema? Este rețea nouă. Este cel mai bun moment să echipăm toată rețeaua asta cu lămpi. Despre asta vorbim de fapt. Ar trebui să lăsăm orgolii de deoparte, să vedem interesul comunii, nu al nostru personal. Dacă ar fi fost bani, era ziua mult mai
mare. Nu, dacă n-ați fost noapte, dacă nu era ziua așa mică. Când și nu stau acolo, stăteam până la 10 la mâine. Stați liniștit, că toți la rândul nostru am făcut situația asta. Am făcut un lucru bun. Să ajungem situația asta. În momentul când am trecut la plătit taxe, impozite și sărăcii, haideți să facem un dialog, vă rog frumos, vă zic, domnul Stăistar, mă vezi cu bătrâne. Da. Doamne, noi încercăm ca să ducem un pic lumea în eroare, fără a ține cont că vorbăria multă și proastă nu este benefică Consiliului Local și nici nou. Eu aș veni, este părerea mea și vă spun că cheltuiți bani inutil, vă spun și va veni cei care să verifice, să fac proiecte în dublu. Eu am spus, în 2015, când eram primar, am pus un proiect de hotărâre exact pentru comunatul public. Nu au fost de acord acești oameni care erau în Consiliul Local, care au spus, care sunt și acum, iar ei au spus că nu este nevoie pentru că am făcut suficient în Comuna Măgura și las mai facă și alții. Asta nu este un impediment pentru mine. Pentru mine este altul. S-au pus acum 2 ani un proiect de hotărâre, un studiu, pentru a putea face toată comuna. Deci, hai ca să facem o dată, să cheltuim un ban pentru toată comuna, să nu cheltuim de 10 ori. Și suntem de acord, pentru că știu că este, este foarte greu ca să stai prin întuneric, chiar dacă nu e populată, că cunosc foarte bine zona, cunosc exact totul, și nu sunt. Noi suntem de acord cu lucrul ăsta. Și îl vrem ca să se facă. Iar raporturile, nu știu de ce nu au căutat ca să fie până acum, pentru că instalația este făcută, trebuie să intre în exploatare, atâta timp s-a făcut recepția. Eu sunt de acord cu ceea ce normal este benefic pentru Comuna Măgura, pentru locuitori și pentru ceea ce normal este bine pentru toți cei care suntem aici. Eu cred că toți avem memoria destul de bună și știu că oamenii ăștia s-au chinuit în jur de 2-3 ani cu extinderea interesei. Eu am muncit vreo 4 luni de zile la proiectul ăla de extindere. Și te țin eu minte, erați primar. Da, și eu m-am chinuit. Deci am încercat. Acest proiect, plecăm de aici cu speranța lui. Nu m-am gândit să se facă speranța lui. Domnul Bacar, un singur lucru vreau să vă nu știu de ce nu reușiți să vă brașați. Domnul Ferică, să fieți un brașă, poate. Brașați, brașează. Să completați la acolo, a ieșit avizii, dar nu poți să brașezi. Deci nu sunt probleme la brașezi, deloc. Deci trebuia să spune ce ți-a joi. Acum o săptămână jumătate. La acest mai mult vrea să-i zici de zile. Recepția e finalizată din Munga, nu? E predată rețeaua, e dată în, deci, e dat în exploatare. Când am vorbit... E făcut și actul adițional despre care am făcut vorbiri. Da, deci vreo 2 săptămâni maxim. 2 sau 3 săptămâni recepția a făcut. Aici nu știu. S-au luat actul, s-au depus la Egon, au ieșit primirea vizii. Haideți să încercăm să facem ceva pentru zona respectivă și pentru celelalte zone cu interes, așa cum sunt nevoi pentru iluminat, pentru gaze, pentru alte lucrări care sunt importante. Da, pentru copiii care locuiesc în această comună, să facem ceva, eventual gândiți-vă la eventuale asociații de locatari pe cartiere. Putem cotiza și noi cu 5-10 lei, dacă este cazul, bani pe care să-i folosim în caz de nevoi și la astfel de proiect pentru copiii. Domnul viceprimar, aveți cuvântul. Îmi pare rău că la ședința trecută nu s-a ajuns la un consens ca să nu ajungă oamenii ăștia aici. Dar totuși s-a strecurat o mică greșeală. Acolo sunt 70 de stâlpi. Eu, la nivel central, merg un stâlp, da, unul nu. În zona respectivă, să mergem o echipă de oameni la nivelul primării, să facem analiză pe fiecare stradă în oameni, să vedem zonele locuibile. Să analizăm, băi fraților, câte lămi trebuie. Poate trebuie doar 20 de lămi. La ora aceasta, noi ne facem serviciile cu retail. O lampă la retail costă 197 de lei. 25 ori 2, 25 de lămi ori 200 de lei, fac niște bani mai puțintei. Ar mai lămuri niște bani, să-i punem în altă parte. Și așa cum spunea și alt coleg, de-a dat vreo retail-ul și dacă tot îi funcționează. Deci se poate face de pe zi pe alta. Și asta se poate face de pe zi pe alta. Este punctul meu de vedere. Se poate face de pe zi pe alta. Sunt lămuri foarte bune. Vă dă aprobarea construirii o secundă. Deci, asta se poate face. Sunt sigur că nu există niciun coleg
de la masa asta care să fie împotriva acestui aspect. Încerc scuze. Deci, care ar fi treaba? Avem cu cine să facem treaba? Scuze-mă. Avem cu cine să ne facem treaba, banii sunt prevăzuți acolo, dar îți distrui bani, nu o să punem în câmbă, o să punem o singură lampă la rampa de gunoi, dacă o să fiți de acord cu treaba asta, și asta este propunerea mea. Avem bune, și dacă e 200 de lei o lampă, de ce nu puneți 70? Dar de ce să pun 200? O secundă. De ce? Pentru că eu, la lung, voi avea consum inutil. Adică o să stau să-mi fac lumină în păpușoi. Îmi fac analiză din pantă, o sută din pantă. O secundă, o secundă. Nu fac un dialog cu dumneavoastră, n-ați ascultați. Nu mă interpelați. De ce vă spun asta? Nu din răutate. Analizăm zona și punem un stâlp, da, unul, cum avem în toată comuna, nu se iau acum, unde nu e cazul, să montez lămpi. Pentru ce? Ca să consult, să plătesc tot dumneavoastră? Nu! Pe măsură ce se vede, pe măsură ce zona se va popula, noi vom interveni și vom pune, da, absolut, vom pune, nu am consumuri inutile. Adică știți că pe autorizații de construcție în zonă și se construiește în deci ăsta este punctul meu de vedere, dechivernisirea banului public și de folosirea lui în mod cât mai judicios. Nu are sens să pun lampă acolo unde nu am locuințe. Asta lasă. Unde am locuințe, da. Spuneți și voi, ați spus și de la unde vorbim, vice primar. Poate nu cunoaște chestii. Deși am discutat împreună, da, mă rog, să mai întâmplă și chestii de genul ăsta. Proiectul despre care vorbea domnul Perușcă vizează montarea a 7 de corpuri de gura care înseamnă stâlp de stâlp în comună, mă rog. Nu sunt vizate zone unde sunt locuințe sau nu. Stâlp de stâlp. Dacă pune stâlp de stâlp în comuna Măgura, toate s-ar fi comuna. O să facem excepție acum în zona Metal Bank. 1, 2 ani. Nu vizăm doar montarea lămpilor în fața locuinței cuiva. Exact. Nu neapărat să mă referi la o persoană. Și la eluarea drumului public, domnule, când te uiți la o rețea și o vezi ață toată, cum funcționează, îți crește inima. Așa că când merge cadențe de grevă, nu arată nici într-un fel. Adică arată a dezorganizare. Sau a lipsii de organizare. Ai o rețea, o ai ca poadă ca oarele, da? Și asta vizăm și cu proiectul ăla mare, despre care tot vorbim. Să punem stâlp de stâlp, cu lămpi economice, de 30 de bați. Nu mai folosim de mult neoare de 250, 225 sau de astea, scoase de mult. Cele mai mari sunt de 57. Iar eu rămân la părerea asta că trebuie și tu făcut o treabă gospodărească. RTL-ul, despre care tot vorbim, nu are decât să-mi scrie la licitație, nu-l oprește nimeni. Și să vină cu lampă cu 1.800.000. Nu oprești nimeni. Și ca să vă spun și cum am ajuns la suma asta. Când am scos eu din mintea mea sau m-am gândit, ar trebui banii ăștia acolo. Am luat toate ofertele venite la primăria Măgura de ceva vreme încoace. Și am pus-o pe cea mai ieftină. Cea mai ieftină pentru 70 de corturi din lat, care e 400 de mii. Am pus-o pe aia. O scoate la citație. Dacă poți vin 100 de milioane, sunt 100 de milioane. Și eu n-am venit împotrivă. Și cred că nu vreau să trezi de acord. O scoate la citație de nici infinit. Nu vrei să o faci cu 100 de milioane? Fă-o. Adică creăm o concurență, vor să vină mai multe firme, sper, din care se rezolvă un preț pe măsură. Acum, sensul de scălcim, dar nu știi că nu pune stâlp de stâlp. Mie mi se pare într-un fel, dar nu vreau să mai spun aici. Da. Aș vrea să iau și eu cuvântul pe această... Aveai pe prietenul tău, bun, dar am pe această chestiune. Scuze. Stați așa, că era înscris la cuvânt și are dreptul la... Păi, da, domnul, în afara faptului că e a treia oară când îi sună cu telefonul domnului vice, noi eram și noi la rând. Dumneavoastră când veniți cu un reprezentant, vă supuneți punctul de vedere, prin reprezentantul dumneavoastră, vreți un răspuns de la noi, întrebați Consiliul Local, ați primit 10 răspunsuri din partea Consiliului Local, cred că,
Aș vrea să vă zic și eu punctul meu de vedere, sincer să vă zic, și mie mi se pare o problemă destul de arzătoare acolo, însă domnul viceprimar este, era înscris la cuvânt, aș vrea să termine dumnealui să-mi zic și eu punctul de vedere și să trecem și la ordinea de zi sau la alte probleme, pentru că, cât am văzut, se găsește o finalizare, o să voteze astăzi rectificarea bugetară, v-ați exprimat punctul de vedere și cred că o să mergem mai departe. Eu zic că cel mai bine e să găsim soluții și să putem să le accelerăm ca să ne terminăm treaba. Domnul vice, aveți... Vreau să vă spun un lucru. Eu nu am o soluție diametral opusă față de domnul primar, dar nu pot să tac și să nu spun. Eu am montate pe iluminatul public 200 și ceva de lămpi din cele 700 de care sunt noi. Ce fac, domnule primar? Le dau pe alea jos când o să refac iluminatul public? Nu știu, noi discutăm de 70 de lămpi acum. Domnul primar, eu vă spun ca să știți, nu, că dacă nu știți, vă spun eu. Nu le dăm, sunt noi. Știu, domnule viceprimar. De asta am și insistat. E o lampă veche, nu. Noi venim cu o lampă bună. Ieftină în sistem și care poate fi montată imediat. Asta a fost în punctul meu de vedere. N-ați fost aici, chiar a recomandat, dacă rentierul vrea să schimbe la licitație, n-ar vine. Da. Pentru că vorbim, vorbim și de asigurarea garanției a lucrării, la lucrarea. Dar rentierul vine, pune lampa, dacă se strică la care vine, vine și pune alta. Cam asta e mentenanța care o face noi și nu am nimic împotriva, așa trebuie să întâmple. Dar aici vorbim de lucrare la care se asigură garanții, pentru perioada lungă. Și rentierul asigură garanții la lampa pe care o cumpără. Așa. Da. Aș vrea să iau și eu un pic cuvântul pe baza problemei este ea. Sunt de acord, sunt unul dintre oamenii care au muncit pentru proiectul de extindere a rețelei de curent în zona dumneavoastră. Nu am fost la ședința de luni, îmi cer scuze tot din cauza serviciului, însă și eu aș fi de acord cu extinderea rețelei de iluminat public acolo, dacă tot se pun stâlpi, am putea să profităm de această ocazie să punem și de altele să terminăm rețeaua completă. După cum v-am mai propus și în cadrul Consiliului Local și domnului primar, eu aș fi de părere că ar trebui să făcut un plan urbanistic zonal pentru zona respectivă, pentru a fi amenajate și construcțiile, a fi delimitate și construcțiile, drumurile ar fi aduse la același nivel, toate, și am putea să începem de acum, domnul primar, să facem un plan urbanistic, să vedem și noi ce fel de construcții pot fi făcute acolo, nu să ne trezim cu blocuri lângă case, lângă blocuri lângă case, am putea face o zonă de blocuri, o zonă de case, am putea delimita iluminatul public, am vedea care sunt, ce zone vizăm să le dezvoltăm pe zona respectivă, să punem iluminat pe zonele în care se merită, am putea face extindere de gaz, După delungi eforturi, dacă vorbim de construcțiile astea mai mari, prelungarea mai mici, blocuri, pentru că astea pot spune de astea, astea sunt prinse în regulamentul planului de urbanism general. Când vom finaliza punctul la care lucrăm, vom prevedea regulament să facem un anumit tip de construcții sau un anumit regim de înălțime. Regimul de înălțime actual, nu știu dacă este unul ieșit din comun, este unul standard, cred că e plus 2 plus mansardă, 15 metri sau nu știu cât e ieșit ăsta. 11 metri? 11 sau 12 metri. Așa este regulament, să știți noi regulamentul viitor. Vom fi mai atenți să vedem și să delimităm exact și zonele cu potențial turistic, cu cele de locuit, zone industriale sau cine dorim noi să construim. Ce să vă spun mai mult? Dați voi la cuvânt sau am jumătate de oră de când s-a spus. Sunteți dămâriți pe marginea subiectului sau mai aveți ceva de adăugat? În afară de alea 70 de lămpi, rămân 70 sau rămân... Mai stai. Rămân 70 de lămpi, domnule. Facem o investiție. 70 de lămpi. Să vină și retailul cu 5 lei, cu 10 lei, cu 2 milioane, cu cât vor să vină. Nu am eu pretenție să vină o firmă anumită.
Sibiu cel mai frumos. Deci ce spuneți că dacă facem, nu spuneți dânsul, începem din Păpușoi și unde este casă Intunet. Nu vorbim de casă la înțeles. Așa s-a pus una și una și dacă începem din... Vreau să trecem la ordinea de zi, să deznămurim pe imaginea subiectului. Dați voie să vorbesc, că am dreptul. Domnul președinte, trebuie votat proiectul de hotărâre, trebuie bugetat proiectul. După care, Dar vă rog să-mi dați voie să vorbesc în mașină. Unul dintre invitați ceva de spus. Am dorit și eu referitor la problema care a prezentat-o la început domnul primar. La balastarea Onișor, de pe poligon. La balastarea drumurilor din comună. Noi am văzut că s-a făcut pe drumul bisericii. Acolo, de când stau eu, din 2012, deci sunt 7 ani, drumul bisericii se face și se vede că se încearcă, se întreține, se tot bagă greder, se îndreaptă excavatorul. Dar deci e ok. Drumul poligonului, unde stăm noi, da? Ăla niciodată nu s-a pus un gram de piatră din partea primăriei. Am pus noi. Anul trecut a pus. Deci cel puțin de la Corți, de la Tescu, până unde stă Adrian și mai până la atelierul de așa. Atelierul. Până la atelierul de domnul cu mașină. La Cătălin, exact. Eu n-am văzut să se pună. Ăla e rău drumul. Da, e foarte rău. S-a pus acum de la stradă, dar ideea este că poligonul acum e o stradă foarte cercetată, care e intrare de la stradă și e cu dublu ieșire. Deci când nu se iese pe aici, ori atelierului poligonului, sunt două străzi foarte circulate acum, da? Cine a făcut branșamente? Asta este întrebare către dumneavoastră. Firmele care fac branșamente nu au obligația să refacă măcar drumul la stadiul inițial. Eu cu vecinii mei am pus bani în zonă și am refăcut după o lucrare. Firma respectivă nu a vrut să pună. Deci am cheltuit branșamente fiind apă, gaz, canalizare, exact, da? Electric. Chiar și cei care au montat transformatorul. Deci nu e problemă că omul se branșează. Care și noi? Soluția să refacă drumul. Și dacă aveți posibilitatea, dumneavoastră aici și o propunere, să balastați cel puțin și bucata de la Cătălin spre capăt până la Descu, poate știți zona. Da. Știu când se eliberea certificat de urbanism, este trecut acolo, că firma este obligată să... Asta știm și noi. Dar nu s-a fost specific. Asta este cel mai uzitat într-adevăr. De vină ceva. Vreme era... Crescut asta, nu poligonul, dar era atelierul. Atelierul. Păi atelierul e din cauza că poligonul are o bucată care dacă n-ai mașină 4x4 nu poți să intri. Da, e adevărat. Zona Băioaga e acolo. Da, e acolo. Acolo așa că tu la gaz, și firmă cu branșamentul la gaz și nu mai... Astea sunt atribuțiile domnului viceprimar și o să îi dau cuvântul. Aveți dreptate parțială, să vă spun de ce. Da. Și dumneavoastră ați văzut. Noi am pus balast. Dar dacă... Săptămâna viitoare construiește cineva mai la vale și iese cu utilajele pe un timp de ploaie în balast. Sunt, stați acolo, nu este adevărul. Când ai construit, a făcut praf tot. Mi-a băgat piatra în pământ, mi-a spus, mi-a băgat și pe piatra tot acum, pământul e afară. Nu e așa? Nu am zis, am pus. De enori pe acolo și așa. Deci credeți, am ținut să pun. Unde stau eu n-am văzut niciodată în fața porții, nu e poze la dumneavoastră. Deci balast s-a pus de la intrare, de la drumul principal, până s-a făcut colțul la clădirea care e în construcție și s-a oprit acolo. Și de acolo până în poligonului la noi nu mai exact, nimic. Exact, nu s-a pus, de asta vă spun. Deci nu s-a pus. Au pus oamenii. Deci oamenii au pus, într-adevăr, care și-au construit, au pus balastul. Am pus și noi pe atunci, și adevărat, nu prea frecvent și nu prea des. Evident, așa, și dumneavoastră. Haideți să ne înțelegem un pic. Dumneavoastră locuiți într-o zonă unde se construiește în continuare masiv. Deci rugămintea noastră este. La nivelul drumurilor, asta este. Rugămintea noastră este. Să lucrează la, așa cum spunea și domnul Bici, cu betonerii, cu ce mai vin acolo, cu utilaje grele, pe vreme de ploaie sau ceva, într-adevăr, îngroapă tot balastul ăsta pe care noi tot. De acolo îngroapă, dar aici nu are ce îngropa, pentru că nu s-a pus. Deci îngroapă. Adică se vede că e noroi pământ, deci nu a pus nimeni nimica. Și la biserică. Eu vreau să vă spun că pe noaptea, când era viceprimar, pe drumul ăsta, o le spuneți doar, s-a pus piatră
refuz diciuri, din aia cât pun. De aia mare am pus piatra. De aia mare, domnule, acolo. Am pus piatra acolo în notă, dar datorită faptului... Nu există o infrastructură bine consolidată și s-a pus piatra mare, dacă mă credeți. Este un domn de la Combac, am impresia, nu știu dacă cineva știe. Adrian Dorlă de la Combac. Unde are casa? Mai încolo de tine. Așa, acolo e pusă piatra mare. Deci acolo arată drumul perfect. Da, dar acolo e pusă piatra din domnul de la Bomba. Asta e întrebarea. Unde s-a pus piatra mare, zic domnul de la Bomba? Nu a pus. Recent nu a pus. Cred că în 2015-2016 am pus. Trebuie să pus, m-am întâlnit eu cu domnul la intersecții, cu domnul Vinci, când ne-am întâlnit la intersecții, când vreați pe drumul bisericii și a spus și pe poligonul. Deci, acum un an, vreau jumătate. Dar așa nu stăm cu domnul. Da. Măcar zona unde nu se poate pe aici. Măcar acolo, dar încercat. Și referitor, ca să revin și la lăm, ce a propus domnul primar, eu cred că este foarte bine, pentru că nu pot spune o lampă, da, una, nu, pentru că arată caragios. Da, adică nu-ți poți să faci, nu-ți poți să faci, nu-ți poți să faci, nu-ți poți să faci. Și locuim în zone în care e una da și una nu. Dar aici o să vă răspund cu o întrebare, o să vă dau un răspuns de economist, da? Pentru că domnul viceprimar a pus problema banilor și a unei economii, da? Și atâta timp cât înainte erau lumi de 200 de vați, iar acum sunt de 30 de vați, deci deja avem o economie de 120. La ora asta avem lămi cu LED de care vorbesc eu. Da. Iar lampa cu LED de care vorbesc eu costă 200, era poate de 3 ori prețul. Odată se face economie din stat, se face. Asta ce economie dacă gaia costă 3 ori prețul? Păi da, lampa de care vorbesc este lampă cu LED. Și asta costă atât ce e pe sub cu LED. Atâta costă o lampă cu LED. Nu? Domnul Pastis e cum preț, adică... Haideți să mă revenim la subiectul... Dar cum ar fi să vă face investiția? Mai este și domnul Ceaunaș, mai... Mai e cineva care vrea să ridice un punct de vedere dintre invitați? Altă problemă, domnul Anton Bogdan? Da. Proiectul ăsta a ținut vreo 6-7 ani. S-a muncit prima oară din loc, după aia puțin, mulți au fost împotrivă, până la urmă s-a rezolvat. Eu mulțumesc tuturor, decât numai unii au fost de acord, unii nu, dar s-a muncit foarte mult la proiectul ăsta. Și acum, cât mai e un metru, să o rezolvăm, îndinecăm ca țigana. Cu toate că problema e mult mai mică decât cum a fost la început. Deci la început, 90% de aici ziceau că nu e posibil să facă instinte de direcția în zona aia. Și totuși s-a făcut până la urmă. Deci mai este foarte puțin și cei care înainte erau împotrivă, îi rog eu acum să fie pentru și să rezolvi problema. Asta să știți că primăria a fost prima zonă unde au alocat bani pentru extindere de energie electrică, din istoria comunei. Și au puțin așa și primul. Și au fost alocat cu 350 de euro. Aici la ședințe, Consiliul de aici. Dar Consiliul actual a fost prezent. Da, Consiliul actual a fost prezent. Și tocmai de aia să zic că din 7 ani trebuie la chestia asta. Deci mă văd nevoit pentru că toți vorbesc fără să ridici mâna. Mă văd nevoit să nu... Spuneți, vă rog, dați-mi voie. Spuneți. Vă rog, stați aici, domnul... Deci haideți să vă spun. Nimeni nu este împotrivă să se pună lăm nici acolo, nici în altă parte. Noi vom vota astăzi acest proiect. După aia mingea este la domnul primar. Așa. Acum, ca să fim mai eficienți, eu nu știu de ce nu se face cu firma veche care au făcut până acum să facă așa, pentru că o licitație înseamnă timp mult. Așa că putem să, ca să împăcăm și capra și care vor să meargă și mâine dacă sună pe așa, vine și montează la prețurile care au fost, nu știu care sunt prețuri, deci nu mă primesc. Lasă un pic, mai bine. Și după aia aveți problemă. Și după aia, dacă dumneavoastră vreți să scoateți la licitație următoarele lucrări, nu aveți decât. Dar acum este vorba de urgență. Da, sunt voi și numai un pic și... Da. Legat de balast, să știți că în Comuna Măgură, de când este aici, s-a pus balast care normal trebuie să acopere cu amă casilor, știți? Asta este la balast. Unde este? Nu știu unde este. Da. Deci este o problemă veche, nu este de acum, asta este. Până nu se fac șansuri și nu știu care, până nu se asfaltează, tot timpul aruncăm bani pe apa simplită. Asta e varianta ideală pe care o dorim cu toți, asfaltele cu toți, rigolele cu toți. Da, vă mulțumesc. Este cineva de aici care să nu vrea așa. Revineam la ce spuneaș mai azi. Eu nu pot să-mi permit să pronunț nume aici. Firma cu tare să facă sau firma cu tare să nu facă.
Are dreptul oricine să scrie la licitație. Este cea mai bună și cea mai facilă variantă de... Da? Eu nu știu cine și transparentă, domnule. Eu nu pot să spun să vină retelul. Retelul face mentenanță dacă vorbim. Pe la dumneavoastră vorbeați. E firma care face mentenanță. Ați înțeles? Și reparația. Adică dă o lampă jos, pune lampă. Nu are dreptul să vină să... fac investiții acolo. Investițiile se fac doar numai licitații. Asta vreau să fac. În alte zone acolo, ei ați făcut în felul ăsta. Unde? Alte zone acolo, unde ați făcut să faceți lucrul ăsta? Domnul Berș, vorbim de 3 lămpi, 2 lămpi, despre ce vorbim, domnul? Hai despre serioși un pic. Chiar nu tratăm cu serioși. Haideți să încheiem subiectul ăsta. Dacă vreți să lați sărbătoare la ședință, puteți sta până la sfârșit. Ședințele sunt publice. Dacă mai are cineva dintre invitați să mai ridice prin punct de vedere sau vreo altă problemă, vă rog să o ridicați acum. Dacă... Când considerați că se poate iniția achiziția? Săptămâna care vine. Săptămâna care vine, da. Lumină nu o să avem. Asta e problema. După... Da. Eu zic așa, 70 de lampi, după 1 ianuarie încolo, până la sfârșitul lunii, ar putea să monteze o firmă dacă are potențial. Și cred că sunt oameni care au potențial să pună la dispoziție echipe, servații, să-și rezolvă situația. Deci le votați pe lucru. Și când mai aveți balastru, rugăm ce vedeți și vedeți un pic zona. Unde trebuie, doar unde trebuie. Înțeles. Deci, vă rog să luați numărul domnului viceprimar, el se ocupă cu partea asta. Vă rog să sunați direct pe el și discutați. O întrebare simplă, poate sunt în afara subiectului. De ce unele scrăzi private au rând stâlp de iluminare și altele nu? Și când au pus băieții stâlpi acolo, până au instalat tot, așa au zis că ce că în două săptămâni se pun și lămpile. Noi stăm, eu nu știu ceva, de când nu s-au pus lămpile acolo. Avem un proiect de hotărâre privind aprobarea amenajamentului pastoral care nu are nicio legătură cu concesionarea izlazului sau ei, e total diferit. Nu, dar cererea asta se poate pune în discuții ca să... Urmează să discutăm anul viitor. Anul viitor. Și se extinde seama de canalizare și pentru zona... Asta nu pot să vă fac promisiune. Asta o să luăm în calcul, să vedem ce. Da, în gospodăria nouă avem plin să facă zona cu canalizare. În investiția pe POIM, aprobată deja, de 4.200.000 de euro, alocați pentru comuna Măgura. Trebuia finalizată la 2020. E prevăzut, da. Se lucrează pe master la nivelul județului Bacău, nu la comuna Măgura, dar, mă rog, domnul Salat, inclusă chiar și poligonul. Vreau să specific. Avem pe doamna contabilă care trebuie să stea pentru proiectul de hotărâre până la sfârșit. Aș propune să începem proiectele alea două de hotărâre. Credeți că mai este necesar ca doamna contabilă să ne mai prezinte odată? Este același proiect de hotărâre de rectificare pe care l-am avut la ședința extraordinară. În plus, avem proiect de hotărâre privind rectificarea sumelor venite de la medere ape, că unii dintre dumneavoastră își făceau mari greși și nu să vină banii, iar au venit banii pe care i-am luat de la acasă și o să-i duce la acasă înapoi. Da?
Și vreau să vă dau și o veste bună, sau una extraordinar de bună. Miercuri s-a semnat licența pentru extinderea rețelelor de gaze în Crihan și de alumare. Urmează să ne fie comunicată de către Deogaz. La data când ne va fi comunicat, am să vă dau și dumneavoastră. Mulțumesc de suflet, a fost un lucru foarte grea. În final am reușit. Pune bugetul la vot. Pune bugetul la vot. Proiect de hotărâre privind validarea dispoziției primarului Comunei Măgura Mărul Așa, privind rectificarea numărul 8 a bugetului de venituri și cheltuielile al Comunei Măgura, județul Bacău, pe anul 2019. Dacă mai aveți ceva completări, dacă nu o supunem la vot, supunem la vot. Cine este pentru? Validarea dispoziției, da? Da, da. Dar măcar trebuie explicat ce înseamnă validarea asta dispoziției. Domnul Berușcu, dar bună voință dumneavoastră de a nu vota rectificarea lui, a trebuit să dau o dispoziție de rectificare a 8.000 de lei. Pentru ce? Pentru persoanele cu, da? Asta e. Am găsit de cuvinții ca măcar copiii ăștia cu probleme să-și primească bani. V-am întrebat dacă aveți ceva de zis, dacă nu a avut nimic de completat. N-am văzut. Am ținut. Ba da. Păi și atunci cum puteți la așa să-i dați bani și la celălalt? Deci, domnule Talal, am supus la vot proiect de hotărâre. Nu m-ați înscris, nu s-a înscris nimeni la cuvânt la ordinea de zi. Nu mi se pare că pentru nevoi urgente și speciale se poate face rectificare prin dispoziția. Am spus că nu se pot da bani la copii la școală pentru că trebuie să fie închis. Copiii cu handicap. Talal, dar respectați puțin ceva. Avem un președinte. Sunt sume venite. Dacă nu uitați în proiectul de hotărâre, vedeți, sunt 8.000 de lei venit special pentru pentru copiii cu CES, nu? Cu CES, da. Cerințe educative speciale. Speciale. Vă rog frumos, n-a fost, nu am văzut cine a votat. Vă rog să mai votăm cu dat. Cine este pentru? Validarea dispoziției. Da? Abține? Domnul Trestaru, nu am niciun fel. Păi eu... Domnul Trestaru, vă rog frumos, nu sunteți. Deci 13 pentru. Numai o secundă. Proiect de hotărâre privind rectificarea numărul 9 a bugetului de venituri și cheltuieli ca anul 2019 al Comunei Măgura, județul Bacău. Dacă avem... Este aceeași rectificare ca cea de luni. Nu este nimic în plus, de ce minus. Mai puțin ce... Sunt în plusurile la penitere. Nu, este proiect separat. Cine se înscrie la cuvânt? Aici ai văzut, da. Da, într-adevăr, lăsa astea pe sincer, scuze. Se mai înscrie cineva la cuvânt? Domnul Talal, aveți cuvântul. Domnule președinte, stimați colegi, vreau să domnului primar. Nu e un cuvânt, dar nu mai zic. Ați spus dumneavoastră că, nu știu, pentru că nu s-a votat, sau că nu au fost colegii cu parte o lipsiți, nu. Așa că nu putem da bani pe copiii, da? Pe sărbători, adică, ați spus că este închisă trezorerie, da? Bun. Păi haideți să facem, nu știu, să găsim o formă, chiar dacă este închisă trezorerie, deci există o soluție să ne cumpărăm ca să... Dați-mi voie, dați-mi voie. Haideți să căutăm o soluție, să le adiționăm, să donăm, dacă nu se poate, indemnizația noastră de consilier. Și tot prin dacă nu există. Nu, dar noi vom. Dați-mi voie să vorbesc, da? Da? Dacă vreți. Deci nu mai umblați cu că nu sunt bani la tejurărie. Dacă nu sunt bani, adunăm noi, punem bani la bani și cu bani la bani. A, nu vreau să fie la ședință, nu să... Da, vă rog frumos, vă rog frumos, vă rog frumos, vă rog frumos. Vreau să vin la ședință, vă rog frumos. Vă rog frumos, vă rog frumos. Vă rog frumos, vă rog frumos. Vă rog frumos, vă rog frumos.
Mai am de ceva de zis. Rog pe domnul Chitichi și pe alții care n-au fost la ședință, da? Eu am venit la ședință. Da, și am plecat pentru că am cerut să fie două doamne care trebuia să discutăm pe o margine OG numărul 6 din 2019, da? Și am depus o cerere și am vorbit cu domnul primar la ședința trecută și domnul primar a spus că lăsăm acum că o să fie la ședință ordinară. Și atunci am zis că eu voi fi atunci la ședință ordinară. Deci am avut toate. Poftiți? Nu, ca să explic cu domnul Mișan. Iar dacă domnul Chitic a lipsit, nu poate să-mi spună mie și eu am servici, care e problema mea. Și nu mai este o chestie. Vă rog să-i spuneți când vorbește cineva, da? Spuneți că altcineva, dacă nu are cei 6 ani sau 7 ani de acasă, vă rog frumos, hai să ne respectăm. Haideți să vă dau și un răspuns. M-am obligit ca să dorm în copiește, că nu școală de lucru. Foarte frumos. Și am reușit cu kilometrul lor lucru, ca să-i fac lumea, că nu avem nici nimic de ascuns, am găsit cele mai ieftine și mai bune produse acolo. Am reușit și am făcut una personală la contractul care de antigenă. Să facem plata la 30 de zile. M-am gândit că totuși măcar așa să reușim. Până avem să achiziționez produse, până domnilor dumneavoastră nu veți, domnilor voastre, nu veți aprova sume. După ce aprobăm pe ședința de astăzi, o să mergem să achiziționăm produsele, să dăm și mai dulce la produse. Da? Deci am găsit o soluție. Chiar nu-i cazul să vă donați dumneavoastră. Mulțumesc. Deci asta am vrut să spun că... Se pot că dar nu ar fi fost necesar, domnule. Nu ar fi fost necesar. Dacă ați fi înțeles exact cum stă situația, nu ar fi fost necesar. Eu am să trebuiască să fac drumul la metro, să mă rog acolo, să fac tot felul de trebuie. Vă rog, când vă spun că nu vă ascult. Ascultați. Da? Când vorbesc. Vă rog. Deci de asta mai devreme ați făcut un haz că vai, de mine copiii noștri vor rămâne fără copii. Nu vor rămâne copiii noștri. Copiii noștri vor avea cadouri de Crăciun. Au rămas, da? Domnul Tala. Nu au rămas, domnul Tala. Păi dar s-a terminat școala. Trebuie să-i chem din vacanță ca să le dăm domnul. Noi am oferit la timp. Adică toate școlile din lumea asta, eu știu, din România, au primit copiii fiecare din masă un dulce. Cine s-au gândit primăria să le iau? Nu am reușit. Domnul președinte. Stați pe casernat, domnul Talal? Da, mulțumesc. Domnul Bărușu. Vreau să intervenim primar. Pe noastră știm, din fiecare an, avem o tradiție, din când sunt eu în acest consiliu local, avem tradiții și obiceiuri de Crăciun, avem pomul de iarnă pentru copii, care le știm, de când întocmim bugetul, din luna aprilie, martie, anul ăsta a fost în aprilie, când am întocmit bugetul. Ca să nu fim drăguți tot timpul pe ultima suplimentă, că pățim cum a fost la rectificarea de luni care nu a trecut, și nu s-au văzut niște bani pe capitolul respectiv. Puteați să fiți prevăzători când ați întocmit bugetul. S-au rectificat de mai a fost prevăzător. Păi cum, dacă ați fost prevăzător, acum de ce față în primar din lumea asta, să știți de așa, în ultimele luni, așa, unii cât mai puțin să gândești că guvernul, onoratul guvern, sau cum să-i mai zicem, se gândește și la primărie din comună, de locale, să mai dați ceva. Nu puteți, da, nu puteți, în timpul anului, nu puteți consilii local, că dumneavoastră nu ați spus când ați întocmit bugetul inițial, când ați spus anumite sume. Adică să nu fie învățat de minte, când facem bugetul pe anul viitor, anumite sume care știți foarte bine că sigur că nu mai proiecte, să le faceți. Lăsați-o așa. Mai am o întrebare pentru domnul primar. Că noi am votat achiziția unei autoutilitare pentru serviciul gospodării comunale. Da. Bun. În ce stadiu ne aflăm? Din trei ori scoasă la licitație, nu venim. Ați înțeles? Asta e autoutilitară. Autoutilitară, da. Domnul pe spate, basculabilă, cu șpecherii, cu figuri, cu prezidat, cu interes. Deci n-am spus că schimbați-vă. Nu se schimbăm. Am mai spus o dată. Prima de cele. Se vede. Fiindeți, nu trebuie să schimbăm parametri și atunci ați caracteristici, mă scuzați, și să luăm una care corespunde a ce este viață. E cineva, se scrie cineva? Cine este pentru proiect de hotărâre? Abține? Împotrivă? Domnul Trăistaru, vă rog frumos, cum votați? Am votat. Cum? Noi v-ați cam ridicat. N-am văzut. Nu am văzut nimeni de aici. Spuneți cum votați. Cum votați? Cum? Cum votați? Pentru. Pentru? Păi ridicați mâna. Păi am ridicat.
Bun, haideți la revedere. Doamna contabil, mulțumim. Am rezolvat rectificările. Proiect de hotărâre privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pășuni aflate pe teritoriul Comunei Mândru. Dacă discuții? O să mă pic, doamna secretar, să lămurească situația, da? Deci este, este amenajamentul pastoral întocmit de direcția agricolă și cu compartimentul agricol pe baza lui. Că știu că au fost, am auzit și eu despre discuții, eu n-am venit decât astăzi. Pe baza lui se va face amenajarea pășunii și concesionarea ei. Deci nu se poate demara următorul pas până nu se face, până nu se aprobă de către dumneavoastră amenajamentul făcut de direcția agricolă. Domnul Talal? Doamne, dar acum pășunile astea, cu cine aveți contract, cu cine avem contract? Deci, eu știu, Comuna Mădura, nu eu, are contract cu asociația, da? Asociația Crescătoră de Animale. Dar pot să răspund și eu, domnul Trăistan, cum a întrebat domnul Talan. Este Asociația Crescătorilor de Animale, este un contract de concesiune. Domnul Rusu. A fost președinte domnul Rusu, dar asta nu înseamnă că acea asociație a rămas fără conducere. Deci, ea are conducere lui. E comitetul director și după ce s-a aprobat, nu știu să vă spun acum chestia asta, după ce s-a aprobat amenajamentul, se vede la anul cum se va rezolva cu pășurile. Pe baza amenajamentului. E sub concesiune a crescătorilor de animale. Da, da. Acest amenajament, dacă l-ați studiat un pic, că este destul de stufos, prevede amenajarea pășunilor din Comuna Mădura, și privat, și public. Da? Acolo sunt și pentru cetățenii care dețin pășuni, cum să și le întrețină. În funcție de zonă, de tipul de teren, sunt mai mulți factori acolo, nu prevede doar partea publică. Noi ne luăm partea publică, cetățenii și iau care este public la pe site-ul nostru, cum trebuie să-și întrețină și ei pășunea pentru a da o producție, randament pentru zona în care suntem. Asta bănuiesc în îndepărtarea buștilor. Bineînțeles, da. Îndepărtare, cu ce îngrășăminte, cu ce se reînsămânțează și supra-sămânțare. Întreținere tot. Întreținere tot. Spuneți, domnule. În momentul când dau ei contract de concesiune. Când s-a montat un stâlp acolo unde este Matei, de exemplu, trebuia să ia și acceptul celor care normal trebuie să ia. Să avem noi o stârgul ăla de la Matei, de acolo sus. Da. Acolo unde putem comunica. Nu țin minte eu că la Consiliul Local că am fi votat montarea acestui stâlp. Da. A fost altul. Eu cam am avut discuții grele când se pregătește să monteze acolo privat aici. Da. Am decis cu toții să ducem la altă parte, în zona de acolo. Deci este vorba despre asta, care de aici e același. Nu. Ierdezul venise să tot pe privat, lângă antena asta undeva, să mai monteze încă o antenă. În mod firesc, locuitorii de zonă s-au alertat, îi radiază. Nu știu dacă radiază sau nu, sau chiar nu s-a făcut studiu atunci a venit. S-a făcut un studiu de impact, s-a făcut un studiu de impact, s-a considerat că cea mai bună soluție ar fi peisajul comunal acolo. S-au făcut documentații, tot ce trebuie, plătesc și chirii, plătesc. Deci este vorba despre acest... Nu, dacă vorbim despre... Ați întrebat de stâlpul de peisajul comunal, n-ar nicio legătură cu ăla. Da, noi am votat cu un simplu. Da. Da? Care este? Asta de acolo sunt. Dar nu face obiectul ordine de zi. Ce e vorba de pășuni. Da? Așa. Vorba de stați. Ce legătură ați să-mi spuneți? Normal, dacă eu concesionez casă și nu trebuie... Dar nu concesionăm acum. Acum avem... Doamna, deci trebuie să ia acceptul și concesionarului. Eu vorbeam de proiectul de hotărâre care ați mai întrebat. Aici, în acest proiect de hotărâre, spune cum trebuie să întreținem pășunea. Am înțeles. Nu are nicio legătură cu concesionarea. Nu discutăm acum de concesionarea absolut deloc. Vorbeam de pășuni. Deci dacă care este concesionarea? Proprietatea este a voastră. Bun, dar e concesionat. Proprietatea este a voastră, da? Este concesionat, nu ați înțelegeți. Cred că am explicat lucrul ăsta, am explicat oară. Noi n-am concesionat izlazul la asociația crescătorilor.
efectuarea serviciilor, adică amenajarea, exact, să zicem ca în forma care e aici. Amenajarea, ameliorarea și întreținerea pajiștilor sau paisajului comunal. Adică asta au făcut asociația. Nu i-am dat terenul efectiv. Dom'le, ai 104 hectare pe care aplici tot felul de lucrări. Din tăiați departatat foștii, de dacul, din asta cu îngrășământ și cu toate... Haideți să vă rog. Haideți să vă rog. Imaginea să fie proiectul de hotărâre. Mai departe. Cine este pentru? Abțineri. Abțineri. Potriva. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020 în Comuna Măgura, județul Bacău. Înscrieți la cuvânt? Pe scurt o să prezintăm, pe că ați spus, cât este inflația, da? Luat de primete rate, atât este aplicat iar la... Iar la unul din puncte este făcut un amendament adus la cunoștință domnul Chichic pe care să-l prezinte și apoi să discutați proiectul de hotărâre și o întrebări dacă aveți. L-am dat la comisie, domnul. Da, ok. Deci să supunem la vot cu amendament? Da, dacă sunt, nu, de amendamentul și apoi proiectul, dacă sunt discuții sau întrebări referitoare la taxe și impozite. Sunt discuții, domnul Tălor? Legat de taxe și impozite și trebuie să revin. Și am vorbit și cu domnul primar. Am făcut o solicitare să prezinte doamnele, doamna Zaharia și doamna de la executer, pentru că noi, fostul guvern în august, a dat o ordonanță de amnistie pe jurul numărul 6 din 2011 privind descoperirea unor facilități fiscale la persoanele fizice, în care îi spune că dacă se plătesc datoriile până la, de care și eu am niște datorii și am niște accesorii, da? Dar ce de vedea? Da, nu mă înțeleg. Da. Și, bine, la mine nu sunt lămurite și am cerut. De asta am și solicitat să vină doamnei să le discutăm. De ce n-ați discutat sau de ce n-ați considerat că este benefică să discutăm sau să scutim pe oamenii aia care au niște accesorii să nu mai gătesc cu dobânzi, penalități și cu alte accesorii. De ce n-ați, pentru că Bacău, de exemplu, de cât eu știu, au făcut facilitățile, au acordat niște facilități fiscale. Dumneavoastră, de ce n-ați considerat că este necesar ca să mai sunt și niște oameni care... Domnul Talon, în primul rând vreau să vă spun că proiectul în care facem vorbire aici și pe ordinea de zi se referă la taxe și impozite locale pentru anul 2020. Am înțeles. Nu are ce legătură cu anul 2019, dacă... Dacă tot ați întrebat, dacă v-ați uitat probabil în ordonanță, spun că este opțional. Nu este obligatorie aplicarea unei astfel de investiții. Singurul OATE, ca să zic așa, singura... Două sunt din Bacău? Da, e de ce pe Bacău și cu Bucuș. Nu s-a aplicat la Bucuș, probabil pentru faptul că nu sunt atât de mulți contribuabili care au datorii mari, purtătoare de accesorii, de dobânzi, de... Dar nu știu să vă spun, că la ședința trecută chiar era o discuție vis-a-vis de problema asta, adică chiar am pus o dezbatere. Dacă tot n-am fost participat, s-a discutat-o. Unii dintre consilieri chiar spuneau, bine, dar eu care sunt corect și îmi plătesc taxe de an, de an la zi, ce ar trebui să fac? Să adopt aceeași atitudine, să nu plătesc 5-6 ani de zile cu gândul că ar să vină cineva să-mi taie accesorii. Cam asta e optica. Nu știu dacă, probabil dacă nu ați fi avut nicio datorie dumneavoastră la bugetul local și aș fi adoptat un proiect, aș fi propus măcar un astfel de proiect de hotărâri, da. Aș fi fost primul care aș fi spus că siguranță primarul costă așa ar fi făcut cuiva vreun... Ar fi făcut cuiva vreun favor. Nu fac favor unui mor. Iar cu toții datorii și eu am datorii, îi plătesc tot cum pot. Hai să plătim datorii și să trecem peste, să mergem la proiectul ăsta de hotărâri. Nu, dumneavoastră trebuia întâi... Dar noi nu facem subiectul proiectului de hotărâre. Aveți vreun amendament de propus pentru proiectul de hotărâre? Un amendament la acest proiect de hotărâre
Nu am la acest proiect, dar mergem mai departe. Nu, dar supuneți amendamentul domnului. S-a înscris la cuvânt domnul Chitic și domnul Ciocea. Domnul Chitic? Stimați colegi, am găsit o situație tare tensionată astăzi în primărie. Și acum fac legătura că, de fapt, colegul nostru, domnul Taralo, a pus să cheme pe doamna de la executarea Silichei în ședință. De când avem noi consiliere dreptul, schimbăm personalul din primărie la raport. Așa pe vorbe. Poate e vreun proiect de hotărâre ce nu știu eu. Asta un aspect. Al doilea aspect. Domnule Tala, noi luăm, o indemnizație, domnule, pe lună. Am mai spus odată treaba asta. Haideți să fim corecți, să ne plătim datoriile. Dacă nu dăm exemplul ăsta, ce fel de cetățeni ai Comunei Măgura suntem? Înseamnă că nu suntem din Măgura. Eu așa consider. Deci nu, cum să spun, nu ne folosim de titlul de calitate aceasta de consilier ca să chemăm personalul din primărie la ordine și să încercăm să driblăm taxele și impozite. Nu este corect. Asta, da? Nu este corect. Nu vorbesc cu eu mă adresez domnului Talal fiind domnul președinte. De dragul... Domnul, vă rog frumos, dați-mi voi, relație și a colaborării, zic eu așa, niciodată n-am făcut nimic împotrivă ca dumneavoastră consilier fiind să vă adresați personalul din subordinea mea, a privatului, pentru anumite informații sau pentru anumite lămuriri. Nu am avut nimic împotrivă. Doar că, așa cum spune și domnul Chitic, consta că unii dumneavoastră abuzați de situația asta. Adică, efectiv, mergeți, intrați în birouri, dați ordine, te prezinți, vezi dacă nu fii... Este o minciună. Nu bun. Am o cerere, este o minciună, am o cerere. Aveți o cerere. Dar stați un pic, că m-a pus și domnul și am ridicat mâna de jumătate de oră, domnul. Sau poți să nu dau curs, domnul. Ați avut cuvântul, s-a înscris domnul Chitici, s-a înscris domnul Ciorcilă, după care vă dau cuvântul iarăși dumneavoastră, dacă vreți să vă dau cuvântul. Dar vorbit domnul primar nu e scris. A vorbit domnul primar care a dat răspunsul la întrebare. Domnul Chitic a semnat? Da. Domnul Ciorcilă, vă rog, vă înscrieți la cuvânt, domnul Talal? Da. Da, mulțumesc, domnul președinte. Vreau să iau cuvântul foarte scurt în legătură cu chestiile astea, adică plata impozitului și a datoriilor care le are fiecare cetățean în comună. Sunt foarte de acord să plătim cum am plătit și până acum, fără nicio scutire. Mai puțin dacă sunt cazuri sociale, acolo cred că ar trebui să ne aplicăm privirea cu toții, unde sunt foarte mulți copii sau sunt situații extreme. Dar din punctul meu de vedere sunt atâtea societăți comerciale pe raza Comunei Măgura, firme, persoane fizice și așa mai departe, care își plătesc la zi datoriile, impozitele, gunoi și așa mai departe. Dacă ei au plătit la zi, nu mi se pare echitabil cei care sunt corecți și pun platnici să fie dezavantajați. Mulțumesc frumos. Toată la aveți cuvântul. Deci, legat de ce spunea colegul Chitic, eu n-am venit, și cât și spunea domnul primar, eu n-am venit niciodată peste cineva, doamna secretară este aici, poate să confirme dacă vreodată am solicitat sau am fost needucați sau am fost necivilizați sau oricine, sau domnul Vici, sau altcineva aici. Este o minciună, este o minciună și este o mărșăbie și o chestie de așa, mai ales acum din pragul sărbă. Deci eu am făcut o solicitare, am făcut solicitare scrisă, adresată către domnul primar să se prezinte doamna Zaharia și doamna așa, pentru că vreau să o întreb. Bun, ați trimis somațiile la toți, da? Ați trimis și la cei care, de exemplu, când a venit curtea de conturi, da? Și sunt câteva sute de milioane acolo nu știu, la cabinetele medicale și la altele acolo. Ați trimis, domnul primar, da, somații? Da, da, da. Bun, asta am vrut să întreb. Deci, nu o să dați-mi voie. Vă rog să nu mă mai întrebi. Da. Asta, nu, nu. Așa, legat de alți colegi care își plătesc la zi și nu știu care, eu vreau să-i zic cu domnul Chitic, eu n-am
Nu am furat apă și n-am plătit. Până acum, nu ne vreau să vă spun. Haideți să spune, da? Deci eu nu am furat. Încă o chestie. Eu nu am fost, nu mai bine. Eu nu am... Nu faci obiect cu proiectul ăsta. Eu nu am fost, eu nu am fost. Eu nu am fost, eu nu am fost voluntar. Domnule Talal, vă rog frumos, eu face obiectul proiectului. M-au acuzat și zic, da? Eu nu am fost voluntar. Sunt foarte mulți aici. Oameni buni, simpla intervenție, faptul că ai intrat într-un birou și te-ai adresat unui angajat de aici, cumva, poate consideră mai trebuie. Deci oamenii ăștia chiar muncesc. Nu au timp să stea toată ziua, să scrie hârtii, petiții și să demiti. Hârtii care vă luau lucruri nicăieri. Îi deranjează faptul că intră unul, iese altul, vine și îi spune. Doar atunci poți să-l vezi spune, domn primarul, eu doar poți să vezi să-mi spune și dau nu știu ce timp. Sau poți să vin la ședința. Lăsați-i să lucreze niște, aveți posibilitatea să scrii, faceți scrii, să tii și vă dăm un tip, vă dăm un tip. Când ați fost atunci când... Nu poți să invit aici tot aparatul privind, domnule, te cheamă la ordine, domnul consilier. Am făcut o cerere. Nu este în regulă, oameni. Am făcut o cerere. Lăsați-i să lucreze. Domn primar, vă rog, este plata impozitelor și taxelor. Domn Berușcu, aveți cuvântul. Vă rog frumos, spuneți la ochii, sunt lăsați la 2 ani să se discute. Rog domnul Talal să discute. Ne iau posib să iei Talal. Vă rog și eu un pic, chiar e destul de dificil și de scris procesul verbal și de a rezista. Haideți să discutăm la proiectele de ordine de zi și lăsați toate chestiile astea la discuții și interpelări. Că nu are nicio, nu are nicio înțeles nimic. Deci nu s-a discutat dacă ceva de taxe și impozite se introducem altele. Și referitor la chemarea personalului, conform codului administrativ, dar și în legea veche, primarul dă rapoarte, iar dumneavoastră, dacă aveți nevoie de relații de compartimente, vă adresați pentru ședințele de comisii. Fără să vă supărați pe mine, știu că vine Crăciunul, sunt de 2 ani jumate aici, dar eu consider că multe din ședințele de comisii nu sunt făcute ok. Pentru că nu se vede conținutul proiectului de hotărâre, nu se discută atunci, nu se solicită lămuriri. Poate nu le putem da atunci pe loc noi, aparatul. Le putem aduce până la ședință, dar modul în care se discută anumite lucruri și a fost inclusiv în ședința de astăzi, da? Că n-am avut când. Păi dacă ar fi fost făcută ședința de comisie, așa cum spune legea, și mai spune legea că dacă ședința de comisie nu este făcută, atunci se consideră că nu ți-ai făcut activitatea de consilier în luna respectivă, dați-mi voie să spun că nu ne desfășurăm activitatea așa cum ar fi ok, cum este regulamentul care l-ați votat dumneavoastră și cum este codul administrativ. Sunt de acord cu domnul Beruș că trebuie să discutăm prima dată cu proiectele de hotărâre și apoi toate celelalte puncte să le... Și în plus, este colega mea a și spus că ea nu poate face față presiunii, mai vine din mediul privat, într-un alt mediu decât noi. Una e să lucreze la administrație, alta să vină din mediul privat, că ea nu poate să suporte și a zis că dacă ea este chemată la raport așa și îi se aduc acuzații că face, nu știu cum, ea pleacă și lasă. Și pot să vă spun că s-au mișcat un pic, nu. Am zis în general, nu vorbesc. Ea își face treaba și să știți că s-au schimbat foarte multe lucruri de când a început să pună și ea umărul la taxe și impozite. Și cred că în măcură ar trebui să intrăm într-o normalitate care nu prea a fost în domeniu. Mulțumesc frumos! Stimați colegi, o să supun la vot suspendarea dumneavoastră. Vă rog frumos! Nu, 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 nu,
frumos. Stimați colegi, e un avertisment. Acum o să supun la vot asta dacă nu se respectă regulile Consiliului Local. Mai are cineva, și vă rog frumos să interveniți pe proiectul de hotărâre. Mai are cineva de interveni pe proiectul de hotărâre? Cine este pentru proiectul de hotărâre? Amendamentul întâi. Vă rog să spunem la vot amendament. Cine este? Vă incriminați încă când ați fost la ședința de comisia TEM. Ai un amendament de felul lui. Nu este. Da, este amendament. Da. Ați amendament. Domnul Pictic de la dat. Da. Înainte de ședință. Stimați colegi, suntem de toată ziua. Sincer să vă zic. Da? Avem o oră jumătate sau dezbătut nimic. Nimic. Este original de până la deci, avem numai text modificat, nu este completat. La taxa specială de salubrizare pentru anul 2020, la modalitate de stabilire a taxei speciale de salubrizare în Comuna Măgura, se introduce punctul 9. Persoanele fizice care își stabilesc domiciliul sau reședința în comună, dacă nu au reședința în altă parte, în altă comună, conform prevederilor legale, locuiesc la noi în comună și datorează taxa de salubritate. Proprietarul care dă declarații de luare în spațiu unei persoane are obligația de a întocmi și a înregistra declarație de salubritate pentru aceasta, odată cu înregistrarea declarației de luare în spațiu. Și ca motivație, am zis că în proiectul de hotărâre a fost stabilită taxa pentru utilizatorii casnice, persoane fizice din Comuna Măgura. Consider că cei care își fac domiciliul de ședință în comună, dacă nu au reședință în altă comună, conform prevederilor legale, locuiesc la noi în comună și trebuie să plătească taxa de salubritate. Cine este pentru amendament? Abținere împotrivă? Eu mă abțin. Domnul Trăistar se abține, o singură abținere. Cine este pentru proiectul de hotărâre cu amendament? Cine este pentru? Abține? Împotrivă? Domnul Tristaru? Nu, doamne, am ridicat până așa. Ați votat? Cum ați votat? Pentru. Dacă votat, am ridicat, ridicați toți mâna, înseamnă că e pentru. Dacă era, nu? Proiect de hotărâre privind aprobarea planului operativ de acțiune pentru combaterea înzăpezirii proiectului și agheții pe drumurile comunale și sătești pe raza administrativ teritorială a Comuniei Măgura, județul Bacău, în iarna 2019-2020. Dacă aveți intervenții, dacă nu, spun la vot. Cine este pentru? Domnul Chelaru lipsește din consilier. Mi-ați atras acolo? Da. Pe ce zonă îl punem și să... Pe noi acolo, la blocuri. Întrebii. Pe noi, chiar la blocuri, că trebuie să noi consilier. De ce nu v-ați Chiar eu am atras atenția pe mine, dar pentru că s-a modificat între timp, că nu erați în planul operativ. Da. Deci unde trecem pe domnul... Întrebim zona bloc. Colina. Deci domnul Pleșca a atras atenția pe asta. Deci am avut la urmă jumătate la GED. Ai deci, domn Chelaru, dacă se întâmplă ceva în zona dumneavoastră răspundeți. Da, aș fi până acum, eu zic să ție. Votați amendamentul ca domnul Chelaru să fie pe Colina Măgurii? Cine este pentru? Votați amendamentul? Da. Cine este pentru proiect de hotărâre cu amendament? Proiect de hotărâre privind instituirea unui drept legal de uz și servitute în favoarea SC Delgaz Grid S.A. pe suprafață de 11 metri pătrați din domeniul public al Comunei Măgura, județul Bacău, pentru lucrarea, realizare condiții de coexistență pentru instalarea de stâlpile a unei rețele de telecomunicații realizate cu fibră optică, Comuna Măgura, județul Bacău. Cine, dacă aveți o intervenție, spuneți. De asta, ce firmă de va monta fibra în comună? Care companie? Nu cred că e ori. Nu.
Da, aici e o parte și mai am un proiect care l-a adus foarte târziu și nu a fost când, pentru ianuarie, unde pentru toată comuna. Au, de fibră. Fapt, aici pentru ăștia 11 metri sunt multe, multe niște stâlpi. Multe niște stâlpi care nu sunt ok. Care îi deranjează cumva în punerea în apelare. În locul ești, văd. Și multe, cu ăștia urmează proiectul următor cu... Tot așa o să întreb de 11 servituri pentru 300 de kilometri. Ținuțeată fibră. Domn Chitin? Eu zic că e un plus aici. Avem și avem o grămadă de firme din astea care distribui servicii de internet. Avem și, mă scuza, domnul Chitin. Avem și RDS-ul, avem și OBC-ul. Acum a venit și Orange-ul, Pioneer și ăsta, nu știu dacă, Telecom-ul. Adică, nu oamenii au de unde să-și aleagă într-o aparatul. Domnul Chitic, aveți cuvântul? Domnul președinte, scurt și la obiect, pentru că am avut o discuție similară cu invitațiile de Darvac. Dacă se mută stâlpi, am rugămintea să aveți grijă să aducem drumul în stare inițială. Da. Da? Atât. Mulțumesc. Domnul Chirceva? Vreau să fac o mică precizare, să nu uitați și o să repet de fiecare dată. În momentul când vin, vorbeam noi din niște condiții goale, s-o la pentru comună să pună niște stații. Adică, de fiecare dată, când au nevoie de ceva de la noi, adică să punem și noi. Aici, cred că e un câștig pentru noi. Am discutat cu cei de la voi, am ținut cont de ce a spus atunci, dumneavoastră sunt de acord. După ce, în momentul implementării, să dea wireless sau cum să spun, telegrafic, la școala 1, școala 2, școala 3 și zona terenului de fotbal din... Puteți prinde și zona suportului, să nu... Da, nu e bătut în păi, doar stabilit așa, putem vedea și totul. Cred că școala scoli, că nu pot. Bine, nu-i costă mai mult. Practic tot pe aceeași fibră, doar un modem în plus, adică aceeași chestie. Și eu de părere că lumea a început să găsească comuna Măgura atractivă pentru genul ăsta de investiții și asta nu face decât să fie concurență, ceea ce pe noi ne ajută. Așa că... Nu este meritul nostru, într-adevăr, însă e bine să vină cât mai multe firme, că odată cu concurența apar și pe prețurile mai bune pentru cetățenii comuni. Eu zic că meritul nostru că suntem... Suntem deschiși. Ceea ce se întâmplă, da. Contribuția noastră este mică, dar măcar suntem receptivi. Suntem receptivi și la moment și la zi, îi dăm toate aprobările și toate tot ce au nevoie ca să-și poată desfășura. Cine este pentru proiect de hotărâre? Abțineri? Potrivă? Proiect de hotărâre privind înființarea organigrama și numărul de personal al serviciului voluntar pentru situații de urgență de tip B1 prin reorganizarea serviciului din categoria B1 a comunei Măgura, județul Bacău. Inițiator primar Costra Șiordan. Domnule primar, dacă vezi... Domnule... Domnule șef SPS-ul, prin domnul primar. Domnul Petru, ai aveți cuvântul? Domnul consilier, vă mulțumesc pentru că m-ați primit în ședință. Sunt în subordinea noastră și... Știți foarte bine că am colaborat foarte bine în ultimii ani. E necesară reorganizarea, nu înființarea. El a fost înființat în 2005, dar datorită ordinului FOMAIU din numărul 75 din 2076-2019, până astăzi în planul, am avut 6 luni în care trebuie să depunem o serie de acte, s-au schimbat mai multe legi care sunt concurente. Eu v-am făcut cunoscut, de aveți și dumneavoastră probabil în fiecare mapă, trebuie reînființat. Reînființat la modul că nu se desfințează. Așa sună ordinul ministru. Era mult și... Nu, se trece la tipul V1, pe scurt, conform ordinului 75/2019, se reorganizează listele de intervenție. Conform noului ordin, se obține din nou aviz pentru serviciu și se autorizează funcționarea serviciului. O mică precizare la proiectul de hotărâre, aveți undeva linuțe, vă rog să rămână asta și nu era completat numărul de servanți, deci vorbim de articolul 3, echipa de intervenție condusă de un șef, avem, unde este linuța la prima, sunt 5 servanți și la echipa specializată de evacuare de blocare sunt 7 servanți.
și o diferență, și am văzut că am scanat din oboseală și din viteză, fără semnătura de legalitate. Nu faceți griji, proiectul este legal. Vă spun acum ca să nu aveți dumneavoastră vreun dubioare avizul de legalitate. După acest proiect de hotărâre, va trebui reorganizat întreg serviciu și aveți dumneavoastră, știu, au fost niște discuții cu voluntarii, se va reorganiza în totalitate și în ceea ce privește voluntarii. Asta e tot. Doamne, să vă rog. Legat de acest proiect, erau trecuți foarte mulți voluntari, între care niște colegi consilieri, cum ar fi domnul Udăscălescu, domnul, până în 2015, care s-a urcat în 2015, domnul Ciocilă, care s-a urcat. De 2019. Am înțeles? Da. Și acum avem foarte mulți voluntari. Eu vreau să-l întreb pe domnul Bocănescu, da? Când ai voluntar, ar trebui să duci să faci cursuri, să faci nu știu care. Când e vreo intervenție, când este o intervenție, trebuie să vină acolo. Acum, cu părere de rău, dar n-am văzut, când au fost înundați, n-am văzut voluntari în 2016 sau nu știu. Nu am văzut. Nu am văzut când o ars casă lui ăla acolo. Păi da, ei când să discutiți de niște bani, de niște... așa. Ar trebui să punem, doamne, eu îți dau niște avantaje, sau nu știu care. Dar măcar să se prezinte la foc, să se prezinte la o chestie, că nu i-am văzut vreodată. Nu i-am văzut, domnul. Nu i-ați văzut că n-ați fost. Masă nu i-ați văzut că n-ați fost la focul respectiv. Haideți să vă spun. Dar a fost la mine. Da? Deci, primul rând, brav. Serviciul voluntar de situații de urgență are o singură meniu. Să previne. Care previnirea înseamnă esențial. Eu, de când am intrat din 2012 până acum, am scăzut de la 16 incendii la anul ăsta 3 incendii. Ia. O parte din voluntarii noștri, aveți dreptate, au fost și au fost necomportați și în legislație, nu numai așa. O parte dintre ei au plecat, unii au decedat, unii au ieșit din serviciu, au fost consilieri pe o perioadă foarte scurtă. Vorbim din domnul Vasile Palagis, mai mulți care i-a făcut, domnul Dăscărescu, Iașu care au decedat, Vasile Nus care au plecat. O parte din ei, să știți că sunt mulți oameni, care eu i-am făcut încă trei oameni care m-au ajutat și care au fost pe anumite zone, care nu și-au adus niciun merit, dar m-au ajutat efectiv. Numărul lor a scăzut de la 24 la 21 de voluntari. I-am pus pe fiecare sate. Și dacă o să-mi permiteți, eu am îngropit 90% un raport de activitate din începând cu perioada iunie 2016, decembrie 2019, și dacă mă veți... Se prezintă separat. Ăla o să-l prezentăm în ianuarie, asta vreau să spun. Dacă o să-l prezentăm separat, acum e vorba de aprobarea organigramei care termenul este pe 27-12. În ședința din ianuarie, și o să vă telefon la mapă, colaborăm foarte bine și mulțumesc pentru sprijinul acordat, doamne secretare, pentru tot ce a făcut în actualizarea serviciului voluntar. Ținem și noi de cont de informările, ISU și de la celelalte. Apropo de asta, să știți un singur lucru, că vorbim și cu cei de la ISU. Anul ăsta au fost 970 de informări. Deci vă stau la dispoziție cu toate codurile. E unic în istoria României, 970 de informări. Cod galben, roșu, portocaliu și toate celelalte. O parte din voluntari, poate nu i-ați văzut că au fost, zona Mângurii a fost afectată de-a lungul anilor de două fenomene care s-au petrecut în două părți din haideți să vorbim pe baza subiectivitățare și organizare. Deci a fost Mângura dispărțită în două. Și atunci o parte din... Să vă așteptăm în ianuarie să ne prezentați raportul. Ce să vorbim pe baza proiectului de hotărâre? Aici e vorba de reorganizarea serviciului și atunci o să vedem. Putem accepta și oameni care dumneavoastră doriți, care nu doriți, argumentăm, să schimbați și contractul. Asta o să vedem când propunem atunci. Acum ai preorganizare. Domnul Ciocilă? Unde trag intervenția, pentru că, într-adevăr, trebuie să vorbim pe baza proiectului. Vroiam doar să dau un răspuns, dar
la diverse. E mai ok așa, vorbim la diverse. Ce presupune din partea noastră reorganizarea asta? Trebuie să mai angajăm pe cineva sau mai dezbunțați? E vorba de documentele care efectiv se vor depune la serviciul și de obținerea avizului de continuitate a SVS-ului. Am înțeles. Perfect. Cine? Eu... Spuneți, domnule. Numărul de cine îl stabilește la reorganizarea serviciului respectiv? La cererea șefului? El e cel mai... niște cerințe din ordine. Eu propunează șeful. În funcție de necesitățile. La nivel național. Și tipul de serviciu de unul. Cine este pentru proiect de hotărâre? Abținere? Suplimentare? Da, mai avem două proiecte mai rămase suplimentare, cele legate de salubritate, deci primul fiind strategia de dezvoltare a serviciului de salubritate, care este strictă legătură cu proiectul de hotărâre din noiembrie, când s-a aprobat regulamentul serviciului pe județul Bacău, în cadrul adus. V-ați avut trimis pe mail pe data de 16, strategia de dezvoltare, dacă... Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului strategiei de dezvoltare a serviciului de sanitizare a județului Bacău. Întrebări? Domnul Talal? Domnule președinte, stimați colegi, domnule primar, vorbim de strategie și noi n-avem unde să punem gunoi, sau unde să vorbim. Vorbim de strategie și în fiecare zi din fața casinelei trec mașini încărcate cu moluz, duc și descarcă acolo la coroană. Domnule Talal, aveți amendamente pentru proiect de hotărâre? Domnul, m-a lăsat să vorbesc? Domnul, acolo la strategie. Vorbesc de strategie. Ordinea de proiect de hotărâre. Tocmai de asta vorbim. Deci întâi trebuie să fac o introducere și după aia să fac concluzii. După aceea ce fac concluzii, dacă vreți dumneavoastră... Concluzii, amendamente, domnule. Nu concluzia noi. Deci noi acum trebuie să votăm un proiect pe care și strategie, și cuvinte mari, strategie, și noi aruncăm gunoaiele, le ducem de aici, dar aruncăm în râpă. Le aducem gunoaiele din Bacău și le aducem și vorbim de strategie. Despre care strategie vorbim, domnule? Se vorbește despre gunoiul menajer, se vorbește despre namorurile de strategie, se vorbește despre deșeurile periculoase, se vorbește despre deșeurile reciclabile, se vorbește de o strategie privind gestionarea deșeurile din amorare. Și dacă nu avem containere, despre ce vorbim? Dacă nu avem containere... Despre ce vorbim? Adică numai barbologie, așa, am văzut că doamna a trimis strategia, are 50 ceva de pagini. Acolo este foarte frumoasă, foarte elegantă, dar așa numai ca să consumăm hârtie. Am consumat 56 și citesc acolo, nu am citit, n-am mai rezistat. Pentru că zic, doamne, asta ne trimis să votăm un proiect care noi nici nu avem container, doamne. N-avem, sunt unii care măcar un singur container pentru gunoi nu au, pentru gunoi mânăje. Dar minte de... selecție din gunoi. Deci, prostim lumea. Ce strategie? Ce să votezi? Cine este pentru? Abține? Abține. Domnul Tălău. Eu n-am înțeles concluzia, dar... Dați-vă rog, să-i stima, dar concluzia nu a fost rău. La care se... Vă spun eu care... Se ia... Da, gata, să te... Nu, ca să vă luminez. Noi de hotărâre privind modificarea contribuțiilor. Haideți să trecem la următor proiect de hotărâre. Proiect de hotărâre privind modificarea contribuției la economia circulară pentru deșeurile municipale, deșeurile din construcții și desfințări și destinate a fi eliminate prin depozitarea pentru anul 2020. Discuții? Așa cum vă aduceați aminte pe scurt, în 2018, când s-a discutat prima dată despre această economie circulară și ne era greu să o înțelegem, s-a spus clar că vom plăti 40 de lei pe tonă în 2019, 80 de lei pe tonă la... Asta este o taxă care se duce direct la Ministerul Mediului, la un fond de mediu.
Acest proiect de hotărâre vizează faptul că pentru a ne ușura activitatea și, bineînțeles, și statul are în vedere colectarea acestei taxe de 80 de lei, noi să o dăm direct la ECOSUD, ECOSUD să o dea la minister direct. Pentru asta este acest proiect de hotărâre. Deci este obligatoriu prin lege, conform ordinului acela 78, dacă nu bine aminte, să plătim această taxă de 80 de lei pe tonă. Doamna secretară, aș avea rugăciune de la dumneavoastră să mai spuneți o dată foarte răspicat, obligatoriu și prin lege, nu că vor consilierii locali de la Măgura anumite... Nu, dar să mai spuneți pentru alții, pentru că suntem acuzați că noi suntem cu noi la Măgura, că noi venim cu taxe, deci nu intră banii. Banii ăștia trebuie să plătiți la ECOSUD. De asta v-am rugat de dumneavoastră că mâine poimene apare în ziarul de Măgura că iar consilierii o anumită perioadă de... Bă, stați că se rugă un trofeu la poliție. Asta vă spun. Clica. Pentru că e clica. Foarte... Clica. Foarte important ca cetățenii să știe cu literii de tipar că practic nu consilierii au scumpit cu noi. O să niște hotărâri obligatorii și prin lege. Scurt. Pentru că o să fluturi cineva prin campania electorală ziarul, uitați, consilierii au scumpit și nu au scumpit. Niște... Alea sunt mârșăvii, nu alte chestii care îi votăm noi pentru oameni aici. Mulțumesc frumos! Deci, încă o dată, la articolul, la ordonanța de urgență 74 din 17-7-2018, prevede taxa vă mulțumesc la economia circulantă, 40-2019, 80-2020. Celalte nu-l mai țin minte. Sunt progresive, în fiecare an, cresc. Cresc în condiții în care de voi de retransfer, de jurezi ce e costat la ECOSUD. Deci noi nu mergem, nu facem treaba de recepare. Despre asta e vorba. Cât vom recepta, mai încet toate, taxa va scădea. Funcție de cantitate de voi de postulat la ECOSUD. Mai intervine cineva cumva cu magia de hotărâre? Nu. Cine este pentru? Cine este pentru proiect de hotărâre? Abținem. Organizăm tradiții populare, calificarea, și noi o să ne oprim așa, nu ricozitați, vreau să fie ministrul organizat. La Socodol l-am organizat anul la rând, de 3 ani de zile. Avem o propunere și să organizăm aici, undeva în fața primăriei. Sau să organizăm pe terenul de sport, nu știu dacă este pe terenul de sport, nu știu, dar iarnă spațiu deschis. Cred că la tradiție listă tot în vatra satului din desfășoare undeva. Aici trebuie oprită circulație și nu știu dacă putea să oprim circulația. Nu pute circulație. Nu se va avea deodată undeva la jos lângă fântână, toată lumea stă cu autobuzul. Ideea e bună ce spune domnul. Înainte de Corvană, de Măgura Valiu, ne toace autobuzul. Apoi e zonă închisă. La fiere? Nu, mai bine. Mai bine în centru aici. În centru, la toți se desfășoară zona. Aici, la școli doar. Mă, colegi, haideți să ne scriem la propunere. Sau viceprimar? Susțin ideea domnului primar, pentru că aici vin foarte aproape și de sediul primăriei. Ai toate utilități, ai ce-ți trebuie, ești aproape, depinzi de un WC, depinzi de ceva. Exact. Mă spui multe care, dacă discutăm problema asta, vorbim de gula asta care e aici. Porțiunea asta pe care aș intenționa chiar să o amenajăm cândva. Să nu arate chiar așa. Acum o să facem curățenie. Să facem curățenie în ea ca să fie... să corespundă la așa. Da, domnul viceprimar, dar asta înseamnă că trebuie să oprim circulația în acea zonă. De ce zonă face? Ce circulație? Dar nu e nicio șosea de șosea. Vrei, domnul vice, e chiar la vechi? Nu s-o oprește. Nu, aici nu. Nu,
Deci, presupun să facem undeva unde să nu încurcăm. Eu zic că aici încurcăm, încurcă circulația, și mai ales dacă vin foarte mulți oameni. Ori să haideți să o facem, dacă tot vrei să aici în zona să fim în WC, și în curtea școlii, unde e sau undeva. Ideea asta era, să știți, ideea așa, undeva să o facem. Acolo eu zic că e mic spațiu, unde dacă vin foarte mulți... Nu ne dăm mai în curtea școlii, în incinta... Plus că copiii aleargă, nu știu ce vrească Dumnezeu de... Copiii vin însuțiți. O să merg și eu poliția zonului, jandarmii, care o să așteneze. Nu durează 5-6 ori, cred că în 2-3 ori. Și credeți că un singur de ceva aici care o să vină lumea acolo? Vin cu dealurile care pot trage. Nu se desfășoară alte activități, cât cele cu caracter didactic și educațional. Am mai apreciat un loc, unde aș vrea să vin propun domnul primar, unde nu pot că văd mai multe căi de acces. Eu aș propune și în zona la moară. Ei, da, acolo nu. Acolo poți să urci pe cușbic pe partea cealaltă, poți să vii pe măgura vii pe partea asta, cu măgura pe partea cealaltă. E spațiu mai restrâns. E mai restrâns. Sunteți de acord să facem aici? Ai zonă? Da, zonă aici. Mai în spate acolo. De asta m-am uitat acum. Deci asta, mai încolo, în spate, ce mai e. De asta m-am uitat, nu m-am uitat. Poliția cu polițistul local, cu jandarmul, probabil la momentul când vin urși, atunci o să fie cea mai mare prezență. După aceea, lumea ce vin, fic de acolo, o vedeam. Mașinile nu se vadă, le-au vizibilat. Bun, deci am stabilit cu toți, da? Sunteți de acord? Da, domnule. Bine. Aici. Bun. Supune la vot? Da. Stai la migrație. S-ar trebui să stabilim locația? Sunteți de acord cu organizarea aici? Cine este? Cine este pe? Așa, domniță? Vreau să mă întreb și ședința prețelantică, am întrebat de balastare și de revenirea dumneavoastră. Ce preferiția mai mare mă interesează. Când și când preconizați că ați adătit. Nu am parcurs de un deal mare, o posibilitate a preconizat. Haideți să trecem la... Nu-i problemă. Da. Rămăsese ca astăzi sau mâine, sunt timpul două mașini de balast acolo, da. Să vedem cum astăzi a trecut de soare. Da, am parcurs la tine. Domnul. Da, ce se zice greu acolo. Dar dacă îl stârnesc, acum drumul de la mașină. Dar măcar în balastat. Adică să-l aranjez. Exact, exact. Domnul primar, da. Dacă ați fost atent, când zice să spunem? Balastarea poți să aranjez acolo. Nu necesita balastar, de trebuie uniformizat. Da. Uniformizat, da. A spus la acum mai completați cu două mașini de balastru. Da, completează, cu vizionul de familie. Acum trebuie să înțelegeți, că ne-am limitat la... Nu poate fi unul de două balastare la vremea asta. Am achiziționat cinste de tone de balastru, de măsori din astea, care ne-am cumva încercat, cum spunea și mai devreme, când eram locuitori din Metapa, să împulcim măcar un pic... Cred că și-au fost situația cu unde am fost și chiar ne-au spus, băi, nu-i gândiți. Da, sunt situații mult mai formale de viață, efectiv, și-au fost problema noastră. Cu răspunea a venit, mă, șanțul. Domnul Mița a terminat? Da, ne scuze. Domnul Ciocelă? Nu, era domnul Tresar, mă scuzați. Spune-mi. Da.
Și vă spun cu toată responsabilitatea și cu tot, nu cu că-i Sfânta Vinerii, să aveți grijă cum cheltuiți bani. Deci, acum s-a pus banii pentru lângele alea 70 de lângi, deja lucrarea era și începută. Deci, fără bani, fără bugetare. Deci, lucrarea se știe că se va executa, 410, dacă e cu 20 mai puțin, nu, hai ca să... Deci, vă spun, drumul pe vale, n-ați făcut absolut nimic. Acolo, la Chiuș, la Iordăchioaia, că căminul ăla a rămas acolo de 10 de ori, s-a discutat în ședințele Consiliului Local și am spus lucrul ăsta. Lămpi aici așa, două lămpi la monument. Deci, de două ședințe în urmă am spus, nu s-a avut, Doamne, pe aici dacă vine...